demnitatea mea s-a dus. Am muncit, am contribuit și nu sunt plătită pentru cât am muncit. Deci cel ce n-a muncit primește bani cât mine, eu am muncit și primesc la fel ca ăla care n-a muncit nicio zi. Ce vechime aveți? 24 de ani vechime. 6 copii am crescut, singuri în casă și am muncit. Deci am ajuns la vârsta asta, că ce să fac, să apelez la copii ca să mă întrețină, nu-i așa? Nu mi se pare corect. Am muncit de să mă întrețin singura, nu să fiu o întreținută. Nu-i corect. Formă 14% care i-am primit la 1 septembrie, eu cred că 14% trebuia să-i primim noi de la 1 ianuarie, care ar fi spus rata inflației, nu mărire de pensie. Asta nu mărire de pensie. Iar guvernul trebuie să știe că și noi pensionarii am contribuit la creșterea acestei societăți și în urma noastră au rămas multe. Ei să păstreze ceea ce noi am făcut și să ne respecte și pe noi. Vreau pensie după cât am contribuit.